Așadar, stimați telespectatori, peste câteva clipe jocul va începe. În tribune, atmosferă de meci mare. În formația noastră, cea în echipament complet alb, a intervenit o schimbare în ultimul moment. În linia de atac a fost introdus un jucător necunoscut, Negulescu, despre care specialiștii vorbesc ca de un miracol. Numele ne aduce aminte de acel celebru Negulescu, golgheter al anilor 30. Dar înainte de a începe meciul, îndrăznesc să pun o întrebare. Există oare miracole în sport? Eu răspund că nu. Miracol, dacă ne place cuvântul, este doar munca uriașă a sportivului, voința sa de neînfrânt, orele nesfârșite de întrecere cu sine însuși, ambiția sa. Cu numărul 10, iată-l pe Negulescu. Lovitura de începere o au ai noștri, dar mingea intră în posesia oaspeților care încearcă să temporizeze. Iată Dumitrache caută să intre în posesia balonului. Mingea în continuare la apărătorii echipei oaspete, dar jucătorii noștri reușesc să preia balonul. Acțiune pe partea stângă, șut peste poartă în primele minute ale partidei. Din nou acțiune tot pe partea stângă. Din nefericire, mingea iese în afara terenului de joc. Din nou, iată-l pe Dinu în posesia balonului, deschide în adâncime, balonul îi revine, se pregătește să schimbe direcția de atac, trimite în adâncime către Dudu Georgescu, de la acesta mingea ajunge la Radu Numbeiler, centrare și portarul reușește să rețină balonul din fața atacanților noștri. Acțiunile de atac se succed cu rapiditate și portarul echipei oaspete este nevoit să intervină în fiecare moment pentru a salva poarta echipei sale. Balonul în posesia lui Dinu, deschidere din nou pe partea stângă a terenului și se opinează de la masa presei către un joc mai direct spre poartă. Din nou centrare, mingea la Dudu Georgescu, încă un șut peste poartă, peste poartă. Începem să ne pierdem răbdarea. Sigur, jucătorii noștri încă n-au reușit să găsească drumul spre poartă. Deleanu în posesia balonului, deposedat. Mingea reintră la jucătorii noștri și iată degajare a oaspeților, dar Radu Numbeiler preia balonul, acțiune pe partea dreaptă a terenului, trimite mingea înalt și Negulescu trimite o lovitură cu capul, dar resping jucătorii oaspeți. Încă un șut pe deasupra porții. Exasperant această ineficacitate. Sut! Sut, Negulescule! Sut! Mingea acum ajunge din nou la Negulescu. Iată-l în colții de trei jucători, reușește să se descurce, șut și gol! Excelent! În sfârșit! În sfârșit a reușit Negulescu să înscrie golul pe care îl așteptam de atâta vreme. 1-0 în favoarea echipei noastre și drumul către victorie se conturează. Negulescu este fericitat, a confirmat toate așteptările. Iar oaspeții sunt obligați să privească în timp ce satisfacția se manifestă pretutindeni în tribuna. Dar ce se întâmplă? Jocul încă nu este reluat, un accident? Negulescu accidentat? Extraordinar!